La sfârșitul săptămânii trecute, la școala gimnazială Oprea Iorgulescu s-a consumat cea de-a 30-a ediție a concursului județean de matematică Dan Barbilian, adresat elevilor claselor 4-12. Și în acest an, concursul a fost însoțit de o sesiune de referate și comunicări metodico-științifice cu tema Matematica este pretutindeni, adresată cadrelor didactice de specialitate, cadre care au fost și evaluatori la concurs. Este un concurs de matematică foarte important, a avut și tuturor subiecte. Nu au fost ușoare, dar după cum vă văd că sunteți destul de numeroși și v-ați descurcat, înseamnă foarte bine. Asta înseamnă că și în viitor vă mai așteptăm la școala noastră și la acest concurs. Vă felicităm pe toți participanții, bănuiesc că sunteți în sală numai câștigătorii, dacă sunt și alții care n-au câștigat și au venit să solidarizeze cu câștigători, ne mulțumim. Ce vă putem spune este a 30-a ediție, după cum ați văzut, a concursului Dan Barbilian. Este un concurs care are o vechime mult mai mare aproape decât dublu vârstei voastre. Și vă spune să, dacă mai aveți posibilitatea, să veniți și la anul. După cum vă văd pe voi, sigur veți veni și la anul, că sunteți copii care n-ați terminat încă liceul, deci aveți posibilitatea să ajungeți la Dan Barbilian până terminați clasa 12-a. Concursul, un real succes, a strâns elevi din tot județul Argeș, care, bineînțeles, au plecat acasă cu cele mai bune rezultate. Pe locul întâi s-au situat în următoarea ordine. La clasa a patra, Adriana Șerban de la școala gimnazială Liviu Rebreanu Mioveni, Alexia Țiroiu, școala gimnazială Mircea cel Bătrân, Curtea de Argeș. La clasa a cincea, David Deonisie de la școala gimnazială Matei Basara Pitești, Octavian Gheorghe Gălățanu, școala gimnazială Mircea cel Bătrân. La clasa a șasea, Andrei Ilinescu, școala gimnazială Ion Pilat. La clasa a șaptea, Nicolae Sergiu Stanciu, școala gimnazială Alexandru Davila. Oana Georgiana Voicu, școala gimnazială Traian din Pitești. La clasa a opta, Vlad Manolache, liceul teoretic Iulia Zanfirescu din Mioveni. Daria Alexandra Păun, școala gimnazială Tudor Vladimirescu Pitești. La clasele 9-12, Colegiul Național Ice Brătianu din Pitești a adus învingătorii, prin Ciprian Voicu, Claudiu Pană, Radu Rică și Adriana Oțelea.